Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, privind la minunile pe care le-a făcut Domnul Isus, nu se poate să nu observăm că ele s-au produs în toate domeniile vieții, în cel fizic, spiritual, în cel natural, precum și în sfera supranaturalului. Acesta este de fapt și fundalul sau contextul în care au fost trimiși cei 12 ucenici, cum o să și vedem de altfel. Dar să nu uităm mai întâi că în călătoria noastră am ajuns la capitolul 9 al Evangheliei după Luca. Isus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Domnul Isus le-a dat apostolilor săi darul vindecării în timp ce el mai rancă printre ei. Era unul din darurile semnelor. Acest dar era ca un fel de scrisoare de recomandare pentru apostoli. Prin el ei demonstrau că sunt ceea ce spuneau că sunt. La începuturile bisericii aceasta înainte de apariția Noului Testament în formă scrisă, un apostol își demonstra această calitate prin darul semnelor. Petru putea să vindece bolnavi și să aducă morții la viață. Pavel putea să vindece bolnavi și să învie morții. Prin aceasta ei dovedeau că sunt cu adevărat apostolii Domnului Isus. Isus și-a trimis apostolii să predice împărăția lui Dumnezeu și să-i vindece pe bolnavi. Aceasta s-a întâmplat înainte ca el să moară pe cruce. Astăzi, vindecarea nu mai este lucrul cel mai important. Dacă citiți cu atenție epistolele, veți vedea că, deși Pavel avea acest dar al vindecării, se pare că, spre sfârșitul lucrării sale, el nu l-a folosit deloc. El i a spus tânărului Timotei să ia puțin vin pentru durerile lui de stomac, dar nu l-a vindecat. Pavel însuși a avut un țepuș în carne, așa cum el însuși descrie, și în ciuda rugăminților lui, Dumnezeu nu l-a înlăturat. De asemenea, tot lui Timotei îi scrie astfel. Petrofim l-am lăsat bolnav în milet. De ce nu l-a vindecat Pavel pe prietenul său Trofim? Vedeți, Pavel se apropia de sfârșitul lucrării sale și aceste daruri începeau chiar de atunci să dispară din biserică. Se pare că atunci când scriptura a început să facă parte din biserică, darul vindecării a ieșit din scenă. Autoritatea a trecut de la o persoană la paginile scripturii, care este cuvântul lui Dumnezeu. Nu spun prin aceasta că Dumnezeu nu mai are puterea să vindece, el o are și o face chiar și astăzi. Către sfârșitul vieții, Ioan i-a avertizat pe creștini spunând că scrisoarea de recomandare a omului o reprezintă învățătura corectă. În a doua sa epistolă, versetul 10, spune așa: Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Pavel spune și el: Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Să fie anatema înseamnă să fie condamnat sau blestemat. Vedeți, este un limbaj foarte dur, care nu face altceva decât să pună în evidență autoritatea scripturii. Apoi, i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. Unii oameni folosesc acest fragment ca punct de plecare a lucrărilor. Observați un astfel de predicator și vedeți dacă acceptă daruri. Vedeți dacă ia cu el ceva când pleacă în călătorie. Traistă, adică o valiză, hrană sau bani. Domnul Isus a dat aceste instrucțiuni ucenicilor săi, nu nouă. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Bineînțeles că astăzi vrednic este un lucrător de plata ce îi se cuvine. Eu sunt de părere că un lucrător care împarte cuvântul lui Dumnezeu trebuie susținut material. În vremea lui Hristos, situația era alta. Ucenicii erau nevoiți să stea prin casele oamenilor pentru că pe atunci nu existau nici moteluri, nici hoteluri așa cum există astăzi. Oaspeții unei localități erau găzduiți întotdeauna în casele oamenilor. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Impactul lucrărilor a ajuns până la Irod, Irod auzise de ce fac cei 12. Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Isus și sta în cumpănă, neștiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie, și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul, cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? și căuta să-l vadă. Irod era guvernatorul responsabil de închiderea și execuția lui Ioan Botezătorul. Marco ne spune că Irod se temea ca nu cumva Iisus să fie Ioan Botezătorul în via din morți. Curiozitatea i-a stârnit lui Irod dorința să-l vadă pe Iisus. Apostolii, când s-au întors, au istoricit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine, s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Isus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Acum este stabilit cadrul general pentru hrănirea celor cinci mii. Isus i-a luat pe ucenici deoparte să se odihnească, dar nu era loc de așa ceva. Sigur că mulțimile nu aveau niciun pic de respect, dar dacă Domnul Isus le-a primit cu bunăvoință, Înseamnă că i-a iubit și am văzut, el i-a vindecat pe oameni, i-a învățat, arătând astfel dragostea și mila, compasiunea lui față de ei. Ucenicii s-au pus în poziția nedorită de a-i da sfaturi Domnului Iisus. Ei spuneau lui ce să facă. Din nefericire, mulți dintre noi ne facem vinovați de aceeași atitudine. Dragi prieteni, Domnul Iisus nu are nevoie de sugestiile noastre. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și au zis, Dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur, să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Isus le-a zis, Dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, N-avem decât cinci pâini și doi pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Acum ucenicii devin consilieri financiari, experți economici. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Isus a zis ucenicilor săi, Puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. În sfârșit, ucenicii și-au văzut locul și ascultă de Domnul nostru. Isus a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat apoi la frânt și le-a dat ucenicilor să împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmiturile rămase. Matei, Marcu și Ioan prezintă și ei acest incident cu hrănirea celor 5.000 de bărbați. Observați-vă rog că Domnul le încredințează ucenicilor o sarcină imposibilă. Ei trebuia să învețe, așa cum și noi trebuie să învățăm, că Domnul Isus ne poruncește întotdeauna imposibilul. Motivul este evident. El vrea să fie Cel care face lucrarea. Creatorul care a creat peștele încă de la început și care a făcut grâul să crească și să se mulțească pe câmp, poate crea hrană pentru această mulțime printr-un simplu cuvânt. Se prea poate ca aceasta să fi fost prima ocazie de a mânca pe pentru mulți oameni din această mulțime. Ferimiturile care s-au strâns nu erau acele resturi pe care noi le-am pune în coșul de gunoi, ci mai degrabă erau bucăți de mâncare pe care nu apucase să le mănânce nimeni. Dumnezeu ne dă întotdeauna mai mult decât avem nevoie, dragii mei. Dar să mergem mai departe. Într-o zi, pe când se ruga sus singur după partea, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Întrebarea importantă ridicată aici este următoarea. Cine este Isus? Domnul nostru dorea să știe cum îl vedeau oamenii. Sunt convins că scopul lui era să cristalizeze în mintea acestor oameni adevărul cu privire la persoana sa. Era multă confuzie printre ei cu privire la cine este el. Observați că toți aveau o părere foarte bună despre el, dar nu și corectă. Lucrul cel mai frumos pe care l-a spus Petru vreodată a fost acesta. Tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Matei redă întregul răspuns al lui Petru. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Acesta este un nou prilej pentru Domnul Isus, pentru a-i pregăti pe ucenici pentru moartea sa din ce în ce mai apropiată. Remarcați că Domnul nu pomenește niciodată de moartea sa fără a vorbi și despre înviere. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia cruce în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape, viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Săi Îngeri. Aici, Domnul Isus nu pune o condiție pentru mântuire, ci afirmă poziția celor care sunt mântuiți. Despre asta vorbește el aici. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el. Este o bună întrebare. Ce fel de creștin ești, dragul meu? Ești un creștin care îl recunoaște pe Domnul Isus Hristos, care îi slujește și care încearcă să-l slăvească? Dragul meu prieten, acesta este un lucru foarte important pentru vremea în care trăim. Acum, în relatarea sa referitoare la schimbarea la față, Luca adaugă un lucru pe care ceilalți evangeliști îl trec cu vederea. Versetul 27. Adevărat vă spun că sunt unii din cei care stau aici car nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Simon Petru interpretează acest verset pentru noi. El a spus că a văzut împărăția. Unde a văzut-o? Petru a fost cu Domnul pe muntele Sfânt și a fost martor la tot ce s-a întâmplat. El ne vorbește despre toate acestea în prima sa epistolă, în capitolul 1. Începând cu versetul 16, iată ce scrie el. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Aceasta este o explicație cu privire la împărăție și la importanța ei. Este explicația lui Petru și o consider suficientă. Cred că omul care a fost acolo în acele momente știe mai multe decât experții și comentatorii de astăzi. Dar să ne întoarcem la Luca. Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu el pe Petru și pe Ioan, pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Domnul îi ia cu sine pe Petru, Iacov și Ioan pe munte pentru a se ruga. În timp ce se ruga, înfățișarea Domnului se schimbă. A fost transfigurat. De fapt, cuvântul grecesc este cel care vine din cuvântul românesc metamorfoză. Aceasta este experiența prin care trece omida pentru a ajunge fluture. Schimbarea la față nu a stabilit dumnezeirea lui Hristos, ci umanitatea sa. Dragi prieteni, transfigurarea este scopul omenirii. Când îl vedeți pe Domnul Isus Hristos transfigurat pe munte, să știți că îl vedeți exact așa cum va fi atunci când veți fi luați de pe acest pământ cei morți vor învia iar cei vii vor fi schimbați adică vor trece prin metamorfoză apoi vor fi aduși toți în prezența lui Dumnezeu pe când se ruga i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare aceasta nu înseamnă că o lumină un fascicul de lumină strălucit asupra domnului isus ci lumina a venit din el și a strălucit în afară unii oameni pun întrebări naive de genul, credeți că vom purta haine în cer? Cred că da, dar nu cred că vom avea nevoie de ele pentru că vom fi îmbrăcați în această lumină glorioasă, asemenea cele în care a fost îmbrăcat domnul aici. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaser în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Pe munte, alături de Domnul Isus mai apar doi oameni. Moise, reprezentantul legii, și Ilie, reprezentantul profeților, care mărturiseau despre el. Despre ce vorbeau? Ei vorbeau despre iminenta a lui Hristos. Pavel spune că Evanghelia despre care predică el este cea despre care mărturisesc legea și prorocii. Evanghelia nu se împotrivește cu nimic Vechiului Testament, Pavel a spus următorul lucru: Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisez legea și prorocii. Versetul 21, capitolul 3, epistola către Romani. Legea și prorocii descoperă faptul că singura cale prin care poate Dumnezeu să ne mântuiască este prin neprihănirea pe care o obținem prin credință. În Vechiul Testament, acest lucru era posibil prin aducerea de jerfe. Sistemul de jertfă era esența întregului sistem mozaic. Mielul adus ca jertfă pe altar este simbolul lui Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Și profeții au vorbit despre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Sus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: Învățătorule, este bine să fim aici. Să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Petru, trebuie să spună el ceva și de data aceasta. Probabil că el credea că spune ceva important, dar Luca adaugă, nu știa ce spune. Asemenea lui Petru, mulți oameni rostesc cuvinte pioase, fără să știe măcar ce spun. Petru sugerează să construiască trei corturi, sugeste prin care Domnul Isus era pus pe picior de egalitate cu Moise și Ilie, deși este prezentat în capul listei. Multe antologii și istorii ale religiilor îi enumeră pe Buda, Mohamed, Moise și Hristos ca întemeitor de religii. Poate că vi se pare ciudat ce spun, dar Domnul Hristos nu este fondatorul vreunei religii. El nu a inițiat o religie, ci a murit pe cruce pentru păcatele lumii. El este mântuitor. De aceea, noi nu suntem mântuiți de o religie, suntem mântuiți de Hristos. Îmi amintesc remarca următoare. Când am venit la Hristos, mi-am pierdut religia. Foarte mulți oameni au nevoie să-și piardă religia și să-l găsească pe Hristos. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. Iată acum un episod care vorbește din nou despre autoritatea și compasiunea Domnului Isus. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat, Învățătorule, roagă-te, te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răgnește, și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu a nevoie se duce duhul de la el după ce l-a strop și drău de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Isus. până când voi fi cu voi și vă voi suferi, adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Isus a certat Duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Scena aceasta este o imagine a ceea ce se întâmplă în prezent. Domnul Isus este în slavă. Ucenicii lui sunt cu el. Noi suntem aici, la poalele muntelui, unde este multă confuzie, alături de compromisuri și neputință. Lumea de astăzi se poartă ca un om posedat de demoni în timp ce biserica este neputincioasă în fața nevoilor lumii. Când Isus a vorbit mulțimii, El a mustrat pe oameni pentru lipsa lor de credință cu privire la acest băiat. Se pare că această mustrare se adresa și ucenicilor și celor sceptici. Starea acestui băiat era vrednică de compasiune. Isus s-a întors către tatăl acestuia și a cerut să creadă. Celelalți evangeliști spun că tatăl a cerut cu disperare să aibă credință. Ucenicii erau nedumeriți, pentru că, deși mai scoseseră demonii înainte, pe acesta nu fuseseră capabil să-l alunge. Domnul Isus confirmă faptul că acesta era un caz deosebit prin gravitatea lui. Cuvântul Domnului a mustrat demonul, a vindecat copilul și l-a eliberat redându tatălui său. După acest incident, Domnul Isus pleacă către Ierusalim. Ce spune și ce face el acolo vom vedea data viitoare. Este însă important să înțelegem, dragi prieteni, că Domnul Isus este Dumnezeu. Are autoritate și putere, dar are și milă, dragoste pentru noi toți. Nu vrei să le experimentezi și tu? Aici episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.